Salutare tuturor! Când am turnat eu aleea asta de beton până acolo în poartă, am lăsat așa pe margine între alee și gardul din panouri bordurate un șanț de scurgere, cam de 30 de centimetri, pentru apa de ploaie. M-am tot gândit încă de când l-am făcut cum să fac să-l înfrumusețez un pic. Vedeți că cresc bălării, mai sunt resturi din astea de la umplutură când am turnat alea. Și mama zicea să punem pământ și să punem niște floricele. Dar când plouă torențial, se adună foarte multă apă pe betonul ăsta și șanțul ăsta se umple până în gură. Uneori mai răsuflă pe aici, pe sub poartă, la vecina. Așa că m-am tot gândit cum să fac să-l decorez un pic, să nu mai arate așa de urât. Și am să iau niște pietriși. Am să-l umplu cu pietriși. Aș fi vrut să pun marmură spartă, dar e un pic cam scumpă. La Dedeman, un sac din ăla este 45 de lei. Și nu știu dacă sunt două găleți într-un sac. Mie mi-ar trebui vreo jumătate de metru cub cel puțin. O să iau sor din acela, cam cât bobul de mazăre, și o să-l umplu, o să-l întind frumos și sper că pe urmă o să arate mai frumos. Bălăriile astea care tot cresc, va trebui să le erbicidez înainte. După ce se vor usca, voi întinde pietrișul și pe urmă va fi foarte ușor de întreținut, pentru că doar o să dau cu pompa cu erbicid, dacă va mai crește iarbă sau alte buruieni din astea. Și sper să arate ok pe urmă. Așa că o să comand pietrișul, o să-l întind și o să vedem cum arată la final. Cam așa arată șanțul după ce am pus pietriș din ăsta. Am luat niște sort așa mărunt cam cât bobul de porumb. Am pus un pic și aici în zona asta la cișmea. V-am spus că urmează să modific, să regândesc toată arhitectura acestei zone, dar deocamdată am zis să arate un pic cât de cât ordonat. Aici cam așa arată până acolo în capăt. Am spus că să mai joacă pisica pe aici. E curioasă la ce am pus eu și ce am făcut. Dacă văd că o să-l scormone și îmi lasă găuri sau o să se transforme în locul ei de joacă. Am mai lăsat așa spațiu cât să mai pună deasupra, în caz că o să fie nevoie, încă un strat de marmură din aceea spartă. Am văzut pe la Dedeman, dar e un pic cam scumpă, e 45 de lei un sac. Deocamdată sper să nu fie problemă. Chiar îmi place cum arată în momentul ăsta. Sunt curios să văd când o să plouă foarte tare, torențial, dacă și se scurge apa. Ar trebui să se scurgă. Așadar, cam asta
a fost treaba și cu șanțul ăsta, că prea arăta urât așa, neterminat. Acum îmi place mai mult cum arată. Până la clipul următor, vă doresc numai bine și spor la treburi.